Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, neprihăniților, lășa de bine cântarea de laudă. Slăvit să fie Domnul! Amin. Ce mai prieten și ce frate! Începem ziua de astăzi prin rugăciune și prin umilință și cu închinare înaintea Domnului. Doamne, Tată Ceresc, venim înaintea Ta și în primul rând venim să-ți mulțumim pentru că am putut să ajungem la casa Ta de rugăciune. Mulțumim pentru locul acesta care este confortabil și ne primește așa bine. Venim înaintea Ta, Doamne, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a promis că acolo unde este doi sau trei va fi și El. Și în mod special, eu știu lucrul acesta pentru că Domnul Iisus e aici între noi și îți mulțumim pentru aceasta. Doamne Iisuse, te rugăm, te simt la Tine acasă și am vrea ca și sufletele noastre, inimile noastre, ființele noastre să se simtă bine pe lângă Tine. Dorim ca să învățăm despre Tine, dorim ca să stăm înaintea Ta, dorim să Te aducem mulțumirile de care, pentru lucrurile pe care ne-ai dat, dorim ca să ne închinăm și să Te lăudăm și să-ți arătăm dragostea noastră față de Tine. Și dorința mea este ca Tu să ne atingi pe fiecare. Ne atingi cu mâna Ta. Chiar dacă noi ne vedem cu ochii aceștia, cu ochii aceștia fizici, am vrea să Te simțim în trupul nostru, în ființa noastră, în sufletul nostru, că Tu ne-ai atins și că Tu stai lângă noi. Doamne, noi venim aici și ne adunăm în numele Tău. Doamne Iisuse, noi știm că Tu ești cu noi. Dar atunci când Te simțim, parcă este mai bine și ne simțim satisfăcuți. Și de multe ori, poate chiar de multe ori avem nevoie de atingerea Ta, pentru că trăim într-o lume în care suntem bombardați de săgețele diavolului și am vrea că întotdeauna să fim întăriți de puterea Ta, pentru ca să rezistăm. Și
Am o rugăminte pentru noi, pentru toți care suntem aici și pentru cei care ne aude poate în altă parte, mai de departe, ca Tu să ne dai această putere ca să ne împotrivim diavolului. Amin. Pentru că ne știm că suntem într-o luptă și noi avem o luptă sfântă, noi nu putem să ne luptăm oricum. Dar dacă avem Duhul Tău și puterea Ta în noi, noi vom putea da și dacă biruim pe diavolul, atunci suntem câștigători și Tu te vei bucura de noi și vei găsi plăcere să fii cu noi. În continuare te rog ca Tu să faci ca tot ceea ce se face aici să fie în numele Tău. Amin. Amin. Frate, surori, ca îndemn sau ca orientare pentru timpul nostru de rugăciune, m-am gândit la Domnul Iisus. Sunt multe lucruri pe care noi avem nevoie să le știm, dar cred că dacă cunoaștem pe Domnul Iisus și dacă ne uităm la El, multe lucruri se rezolvă aproape de la sine. Și vom citi la Apocalipsa, capitolul 3, și voi citi numai un verset, versetul 20. Și îi spune așa, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Atât, vă rog să luați loc, vom mai cânta o cântare și vom continua după aceea. Învață-mă să vătuiesc, o Doamne, voia Ta mereu. Să nu pot astfel să trăiesc, de-ar fi să piară trupul meu. Învață-mă să-mi fătuiesc.
Și chiar așa când mă gândeam, când cântam cântarea asta, ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu pentru oamenii ăștia care au avut inspirația asta. Numai dacă am cântat cântarea asta, ar fi timpul de rugăciune complet. Și ar trebui să mulțumim și să le dea sănătate dacă mai sunt în viață. Pentru că nu știu cine a compus cântarea asta. Frații și surori, după cum știți, eu sunt un simplu om, nu sunt predicator, nu sunt nu știu ce, dar am avut așa pe inimă, atunci când fratele Puiu a venit să spun, frate Vasile, trebuie să ții o oră de rugăciune, eu i-am spus, frate, dacă poți mai treci peste mine, am spus și până la urmă, a trebuit să accept că e păstorul nostru și am învățat un lucru bun, să ascultă mai mari voști. Ok. Când m-am gândit așa la versetul ăsta, de multe m-am gândit, nu mai acum, tot timpul mă gândesc. Când zice Domnul Iisus, iată, eu stau la voce și bate. Dacă aș deschide cineva, voi intra, voi încina cu el și el cu mine. E un lucru așa de frumos să vine cineva la ușa ta, să nu dea buzna, să spargă ușa, să se intre în casa peste tine. Așa. Vrei, nu vrei, îți ia lucruri din casă. Auzeam la televizor o femeie care face ceva, misiune specială, și spunea că ea a trăit în Italia și că cineva, cine lua interviu, se spunea că a put câteva lucruri din viața ei, așa cum a venit la Hristos. Așa. Ok, părinții ei era misionar, dar când era mică, părinții ei a făcut pomul de Crăciun, a pus toate darurile pe ea, și când era toate așezate acolo, a venit cineva, a spart ușa, și le-a furat toate darurile de sub pomul de Crăciun. Îți dai seama ce impresie a avut copilul ăla, care a trăit pe timpul cu impresia asta, că cineva a spart ușa și le-a luat darul de Crăciun. Noi avem aici pe Domnul Iisus care vine și bate la ușă, nu forțează ușa, și condiția este ca noi în casă să deschidem ușa și să-L primim. Dacă deschidem, Domnul Iisus intră, dacă nu deschidem, nu intră. Și pleacă. Și m-am lăsat aminte de o cântare care spune, a bătut la ușa ta cineva, cum așa ceva, și o deschide, nu mai sta, că mâna lui la ușa ta, mâine poate nu mai bate, ceva de genul ăsta. Deci trebuie să fim și atenți la lucrul ăsta, dacă a bătut și Domnul Iisus, cumva, să ne grăbim să-i deschidem ușa, să primim în casă, că odată cu intrarea Domnului Iisus în casă, vom avea parte de toate bucuriile de care noi avem nevoie. Și sunt bucurii sfinte pe care toată lumea și noi le-am experimentat. Sunt convins de lucrul ăsta pentru că eu am experimentat în viața mea foarte multe lucruri bune pentru că am dorit ca Domnul Iisus să fie în viața mea, în casa mea, în familia mea și în anturajul cu care sunt. De ce? Trebuie să ne gândim la lucrul ăsta că Domnul Iisus intră, dar așa cum am spus, El nu forțează pe nimeni. Bate la ușă, nu-i deschis, a plecat, poate pentru tine e ultima dată și nu mai vine. Și acum trebuie să ne gândim la un lucru că Domnul Iisus a venit pe pământ în chip de om, dar după așa cât am putut să înțeleg și după cum și alții spune și Domnul Iisus e Dumnezeu în persoană care a venit pe pământ și a luat un trup de om ca să fie asemenea cu noi, ca să se poată apropia de noi. Și lucrul ăsta l-a făcut pentru că Dumnezeu a fost așa plin de dragoste și a căutat să ne salveze și să facă ceva pentru noi ca să ne scoate din sub dominația diavolului, pentru că omenirea era sub dominația diavolului și acum se pare că diavolul are influență asupra oamenilor. Deci Dumnezeu a venit pe pământ, a luat un trup de om și a făcut lucrul ăsta cu un scop bine definit, ca să ne salveze pe noi de sub sistemul ăsta de viață. Și nu numai că ne salvează de sub sistemul ăsta de viață, ne ia și ne duce până în alt sistem de viață, pe o altă planetă, în alt mediu, în care să fim cu El la un loc și să ne bucurăm de adevărata viață pe care suntem creați. Fraților și surorilor și chiar și copii, trebuie să ne dăm seama că e un lucru foarte mare. De multe ori, pentru că vă spun asta, nu știu dacă voi ați trecut prin astea, eu am trecut. Câteodată parcă am fost izolat așa, parcă n-am mai fost nimeni pe lângă mine și m-am gândit, poate că chiar și Dumnezeu așa, parcă nu... Este undeva, dar de ce mă simt așa? Parcă eram străin, parcă nimeni nu mai era.
Asta e o impresie a noastră, pentru că și este sub influența diavolului, care să ne facă să nu ne mai gândim la Domnul Iisus, la Dumnezeu, la salvarea care avem și să avem impresia că suntem părăsiți. Nu e adevărat, fraților. Domnul Iisus este cu noi în fiecare zi. Și am să vă spun un lucru care nu l-am spus niciodată, poate e bine să spun. Domnul Iisus a fost în casa mea. Și să vă spun cum. Când soția mea a fost operată, stătea într-un pat acolo, a deschis ochii, dormea, nu dormea, dar când a deschis ochii, a văzut pe scaun, era lângă pat, era tot timpul un scaun, care de obicei Luca venea și stătea acolo, a văzut o persoană pe scaun. N-a spus niciun cuvânt, dar că s-a uitat la ea și până să se dea seama, a dispărut persoana. Și ce vreau să vă spun cu lucrul ăsta? E mare lucru. M-aș fi bucurat să spună măcar un cuvânt, dar n-am spus. Și ce am înțeles în toată treaba asta? Soția mea a trebuit să treacă pentru o încercare, sau nu știu cum să o spun, și a fost boala asta de cancer. Însă ce vreau să vă spun, pentru că asta a fost la început, când s-a manifestat imediat după operație. Soția mea, pe tot timpul vieții, și n-a fost o zi, două, trei, a fost patru ani aproape cât a suferit de boala asta. Ea niciodată n-a cârtit înaintea lui Dumnezeu și niciodată n-a zis, de ce, Doamne, eu să trebuie aici? Vă spun lucrul ăsta pentru că viața nu se termină aici și poate unii din noi trece până în anumite situații. Ce-ar vrea să spun că Domnul Iisus a fost acolo? A fost cu ea, pentru că numai Domnul Iisus a ținut-o tare ca să... Și a trecut până ultima clipă când a fost, ea n-a zis un cuvânt așa de descurajare, tot timpul, până la urmă, eu eram ăla care eram mai, la un moment dat rămăsesem mără cuvinte și m-a scuturat, băi, ce e cu tine, trezește-te, e adevărat, trecem în niște situații, însă ea a fost mai tare. Și de ce a fost tare? Pentru că Domnul Iisus a fost acolo. Și când i s-a arătat, n-a trebuit să-i spună nimic. Și noi am înțeles că Domnul Iisus a fost cu ea și a fost cu noi. Și mulțumim pentru lucrul ăsta. Și trebuia ca să vă gândiți și voi. N-am spus o lucru ăsta ca să mă dau mare, să vă... dar e un lucru adevărat. Și am vrut să spun și lucrul ăsta, că e adevărat că soția mea intră într-un tratament de chimioterapie și atunci, sigur că au fost dureri în plus, poate. N-a fost o perioadă de delirare sau nu știu ce, sau ceva așa că a avut. A fost destul de conștientă, destul de trează, destul de liniștită și s-a întâmplat ziua, nu noaptea, lucrul ăsta. Ok, trecem de la faptul ăsta și cred că fiecare e bine să ia ceva din experiența asta. Nu vreau să iau timp prea mult, am mai spus eu o dată și până la urmă m-am gândit la cei care ține predici lungi. Când ajunge aici, vreau la așa, nu știu cum îți vine să le spui pe toate. Nu vă supără nici pe mine, nici pe alții. Că încercăm să facem și noi ceva bun. Și atât de cât ne ajută mintea și priceperea o facem, dar câteodată mai depășim. Am pus aici și un titlu pentru câteva calități pe care Domnul Iisus le are. Și e spre binele nostru. În primul rând, are putere. Are putere să facă orice pe pământul ăsta. Și poate să lucreze cu orice persoană așa cum este bun. Una e să ai de face cu ființă bună și una e de face, să ai de face cu ființă rea. Și Domnul Iisus este bun. Este milos, e milă. E milă și când ce scrie, s-a uitat și el a fost milă de el și l-a vindecat. Are putere de vindecare și să vindece orice boală. Are putere să ierte păcatele. Care și asta e un lucru destul de bun, pentru că e adevărat, unii oameni are păcate mai mari sau mai mici, însă Domnul Iisus are puterea să le spere pe toate. Este și învățător. El, când a venit o parte din predicele lui, a fost învățături pe care le-a dat la toți. Cine a vrut să le primească, le primi, cine nu, n-a vrut, dar are puterea să se ne învețe și ne învețe lucruri bune în care să le trăim, să le experimentăm în viață și să avem o viață frumoasă și plăcută. Are putere să meargă și peste ape. Și toată lumea știe că Domnul Iisus a mers pe apă. Deci e un lucru pe care pentru oamenii e neînțeles, dar Domnul Iisus poate să o facă. Este un lucru și aici mai departe. Poate să vă prefacă apa în vin. Tot așa o minune. Apa apare vin.
cine are nevoie de vin, să vină să bea. Înmulțește pâinile. Atunci când poporul era flămând, a folosit câteva pâini, câteva pești, a săturat mii de oameni și a mai și rămas. Și ar trebui să ne gândim lucrul ăsta, că noi de multe ori, când, eu știu, contul nostru sau buzunarul nostru să mai ieși goale sau portofelul e când mai subțire, intrăm puțin în panică. N-are rost să ne gândim, fraților. Yes, eu vă spun, am trecut în diferite forme ale vieții și aici o ducem bine în America, da? În România, eu multă vreme am lucrat ca jugrav și vopsitor, cam cu astea meserierii cu care am început. Și a fost perioade când am avut bani, a fost perioade când banii s-au subțiat. Și nu odată mi s-a întâmplat, și de mai multe ori. Mergând pe stradă, în haine de zugrav, a venit cineva la mine, băi, ce trebuie zugrav? Da, ok, am nevoie să-mi zugrăvești casa. Dă-mi senin, frate, pe stradă. M-am dus, am făcut casa, am curăț de bani și așa mai departe. Și același lucru mi s-a întâmplat și aici. Ce am vrut să spun este că Dumnezeu ne poartă de grijă. Că avem bani, că nu avem bani, că e contul. Sau... În România nu avem cont la bancă. La cec era ceva, dar niciodată n-am fost acolo ceva grozav de vene. Așa. Dar am avut întotdeauna bani în casă pentru nevoile necesare. Dar v-am spus lucrul ăsta pentru că n-am fost un om așa prea vrenic, să zic, nu știu, dar de muncit am muncit. Și aveam servicii, lucram servicii. Dar nu ajungea banii care îi câștigam, adică ajungea pentru pâine, dar aveam și ceva pofte și poftele alea trebuia să muncesc în plus. Dar, în sfârșit, și când venea, și nu odată, de mai multe ori, am simțit mâna lui Dumnezeu că îmi poartă de grijă. Și lucrul ăsta se poate întâmpla și acum și pentru oricine. Dar nu credeți că am fost o persoană deosebită, mi-a zis plăcut să fiu așa mai, să am eu trecere înainte de Dumnezeu, dar Dumnezeu ne consideră pe toți la fel. Și pentru că am trăit în familie în care părinții noștri au avut mulți copii, sunt convins și știu lucrul ăsta pentru că l-am trăit. Părinții noștri ne iubi pe toți la fel. Și pe cel mai mare și pe cel mai mic. La fel. La fel a fost. Și cam așa face Dumnezeu. Noi toți suntem creatori și fiii lui Dumnezeu care ne privește pe toți la fel. Și dacă e cineva care are impresia că el e mai grozav, eu nu am o impresie așa trecătoare care n-am trebuit să o avem. Da, suntem ispitiți câteodată, adică eu sunt mai bun cătăresc sau, eu știu, sunt mai înalt sau mai grozav, nu știu, eu n-am putut să zic lucrul ăsta niciodată. În sfârșit, timpul trece. În activitatea Domnului Iisus pe pământ, a făcut multe lucruri bune și frumoase și una din promisiunile care le-a făcut, care e destul de mare, și destul de bună și la care ne tot uităm, ne promit că să duce, ne pregătească un loc ca acolo unde El să fim și noi. Amen. Și lucrul ăsta este mai grozav decât toate. Că lumea asta e frumoasă și pământul și viața asta pe pământ e foarte frumoasă dacă ai ocazia să o trăiești așa în condiții cele mai bune fără probleme. Dar gândiți-vă când vom fi acolo pe un sistem de viață care ia să mă întorc cu ăsta după pământ, dar la superlativ. Și noi avem ocazia să ajungem acolo. Sunt mulți care încearcă orice de feluri de școli, orice fel de pregătire, orice fel, ca să ajungă mai bine. Mă uit la sportivi și sportivii are o viață specială. El se antrenează în fiecare zi, face nu știu cât mii de kilometri pe jos, alergăm, numai ca să ajungă și el ceva. Noi putem să ajungem acolo pe un loc unde Domnul Iisus a pregătit locul ăla pentru noi și noi putem să ajungem acolo prin credința și prin acceptarea că îl luăm pe Domnul Iisus ca mântuitor și ca salvator. Și e o ofertă pentru cei care vor să ajungă acolo. Pe cine nu-i interesată, nu-i interesează. La venirea Domnului Iisus este scris că Domnul Iisus își alege pe ai săi. Și cu asta basta. Este al Domnului Iisus, când va veni răpirea, te-a luat, te-a dus, a terminat. După aia urmează judecata și dacă ai zis judecata, e prăpăd. Eu nu știu, mai pot așa și în clasa, nu am fost în tribunale, dar a fost o perioadă, am avut un building care am intrat în litigi cu inspectorii de la primărie, de pricina că au apărut niște gândaci și aia o să mulțește așa văzând cu ochi. Și am ajuns la tribunal, pentru că inspectorul mi-a dat un notice acolo, dacă nu o faci până în ziua cu țară,
Poate am făcut eu, dar am mai văzut unul. Aia, și dacă e unul, e mai mulți. Și am ajuns la tribunalul ăsta. Și când am ajuns la tribunal, judecătorul a fost gata să mă ierte, așa că s-a uitat la mine, a văzut și am povestit că inspectorul, nu, trebuie să l-a luat pe judecătorul la rost că trebuie să-l pedepsești. Și m-am amendat cu vreo 1000 și ceva de dolari. Nu credeți că a fost așa simplu, 2000 de dolari pentru un gândac. Deci, ce am vrut să spun? Când ajung la tribunal, nu se știe ce să mai este. Deci, noi nu trebuie să ajungem la judecat. Să fim gata, să fim pregătiți, că atunci când vine Domnul Iisus să ne ia, ne duc. Fără judecat. Acum, mergem mai departe. Și am pus un titlu așa pentru mine. Cum trebuie să fim noi față de Domnul Iisus? Și puțin mai scurt, să-L primim cu dragoste pe Dumnezeu, să nu-L primim de silă sau de frică, sau de, să-L primim cu dragoste. Și să ascultăm de El, de învățăturile Lui și de tot ce ne-a spus. Bine, că astea sunt multe lucruri pe care ar fi de spus așa, dar cred că în astea câteva cuvinte, dacă noi-L primim pe Domnul Iisus, că ne este drag, gândiți-vă la o persoană care vă este dragă. Nu contează cum se îmbracă, nu contează ce vorbește, ce drag de el și cu asta basta, de ea, sau de, nu știu, și cu asta basta. Deci așa trebuie să fim noi față de Domnul Iisus. Să-L iubim, chiar vorbește până la urmă, adică așa. Și am să mai spun un lucru pe care eu nu l-am auzit de la un vânt niciodată, însă de multe ori mi-a sunat mie așa personal și dacă voi vreți să-L luați și pentru voi, e bine, dacă nu, tot bine. M-am gândit așa că dacă noi nu ascultăm de Domnul Iisus și nu facem voia Domnului Iisus Hristos, în mod automat facem voia diavolului, pentru că diavolul imediat vine și ia el porția. Și concluzia mea este așa, dacă facem voia diavolului, nu mai putem să facem voia Domnului Iisus. Că Domnul Iisus a spus, nu puteți să slujiți la doi stăpâni, oricum unul, oricum altul. Și am pus aici pentru mine așa și am pus cu litere mai mari ca să nu uit. Devii un anticrist. Noi toți știm despre anticrist, că va veni, că va face, nu știu ce, prăpă pe pământ. Noi toți putem să fim anticrist, fraților. Nu vă speriați de lucrul ăsta și nu trebuie să luați nici așa. Noi, dacă nu facem voia Domnului Iisus, suntem anticrist. Pentru că scrie Domnul Iisus într-un loc, cine nu e cu noi, e împotriva noastră. E clar. Și trebuie mai departe, că e destul de clar. Și mai am aici o completare pentru dacă sunt persoane care, nu știu, înțelege, nu înțelege lucrarea Domnului Iisus Hristos sau pune la îndoială posibilitatea asta că Domnul Iisus este Dumnezeu care a venit pe pământ, am aici un lucru care mie îmi sună de mult, însă nu sunt de specialitate ca să dau prea multe explicații, dar atâta că știu să vă spun și cred că și voi o să înțelegeți trebuie. Când Domnul Iisus s-a apropiat de Ierusalim și Ala era mare și toți striga laudă Domnului, pentru care și ucenicii, și în Biblie scrie că mulțimea ucenicilor, nu era numai cei 12, era și mai mulți, strigau și l-aclamau. Și a venit fariserii, unii din fariserii, zice, Domnule, spune-le să tacă numele. Și Domnul Iisus le spune câteva cuvinte. Dacă ei vor tăcea, pietrele vor vorbi. Și acum ce vreau să spun cu asta? Asta a fost spus acum 2000 de ani. Și acum toată lumea are câte o piatră în buzunar care vorbește. Avem telefoanele care toate informațiile după lume, în care e și Biblia și tot felul de învățături care vorbește și în ziua de astăzi. De unde știu, Domnul Iisus, că pietrele vor vorbi? Și asta se împlinește. Deci, vă spun lucrul ăsta pentru cine rămâne în dubiu așa despre existența Dumnezeu, despre lucrarea Dumnezeu. Dacă Domnul Iisus a știut acum 2000 de ani că pietrele vor vorbi și asta se împlinește, pentru noi asta e o profeție împlinită și e o descoperire slămare. Pentru că Luca este, asta e specialitatea lui în domeniul sau al electronicii, i-am spus lui de treaba asta și discutăm cu el așa ceticule ce... Deci dacă știi că toate informațiile se pune într-o piatră de siliciu. Siliciu e o piatră care are ceva minerale și pe baza siliciului este toată electronica asta. Acum sunt multe de spus, nu sunt o bagă, că nu știu. Dar mi-a spus că nu știu câte o bucățică care avea să bagă nu știu câte informații.
Și Domnul Iisus a spus acum 2000 de ani. Dacă ei vărtășea, pietrele vor vorbi. Am vrut să citesc câteva cuvinte în continuare și cu asta încheiem. Ok. În continuare la versetul care l-am citit, dacă iau să stau și-o lăsă și ceva, dacă intră cineva, îmi decide și mă voi intra la el, vecina cu el, și el cu mine. Mai sunt versetul 21 și 22. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi de urechi să asculte ce zice bisericilor Duh. Deci am vrut să termin cu asta pentru că, așa cum am început, chemarea noastră este ca să fim cu Domnul Iisus și nu oriunde, ci pe un scaun de domnie. Și dacă Domnul Iisus e parte de Dumnezeu, noi vom sta pe scaun cu Dumnezeu. Ok, noi suntem chemați la lucrul ăsta și eu v-am adus aminte doar atâta tot. N-am spus de la mine, este în Biblie, în toate Bibliile și trebuie să ne gândim la lucrul ăsta. Mă opresc aici, timpul a trecut pentru ce avem noi aici, ne ridicăm și aș vrea ca fiecare să ia din tot ce am spus, pentru că nu pot, eu nu pot să vă învăț cum să vă rugați, pentru că știți fiecare cum să vă rugați și știți fiecare de ce avem nevoie. Să venim înainte la Dumnezeu cu ce avem nevoie, să venim cu mulțumire, dacă nu avem pentru mulțumiri, să mulțumim pentru ce ne s-a întâmplat anul trecut sau ce ne se va întâmpla când vom merge înaintea lui Dumnezeu. Asta e una. Dacă e o problemă, să o aducem înaintea lui Dumnezeu, că El are putere să o rezolve. Și în felul ăsta să continuăm rugăciunea și timpul care îl avem de petrecut în casă de rugăciune. Să începem. Te slăvim, Tatăl nostru, care ești în cer, pentru încă o zi minunată în casa ta, Doamne. Te slăvim, Doamne, că ne-am putut ridica din pat, Doamne. Te slăvim, Doamne, că nu, că avem picioare, avem mâini, Doamne, avem vedere, avem auz, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru bunătatea ta, Doamne. Am auzit atâtea lucruri minunate, Doamne. Te rog frumos, deschizi urechile, Doamne, ca toată lumea să audă bătaia ta, Doamne, bătaia ta și să deschidă ușa, Doamne. Intră și cinează, Doamne, împreună cu noi, Doamne. Fă-ne, Doamne, copiii tăi pe vecie, Doamne. Am auzit atâtea lucruri minunate despre cum ești tu astăzi, Doamne. Te slăvim, Doamne, se pentru toate și te glorificăm și te onorăm, Doamne. Doamne, ajută-ne pe toți să ajungem în cerul tău, Doamne. Să stăm la dreapta ta, Doamne, și să-ți cântăm slavă o veșnicie. Pentru că Tu o meriți, Doamne. Te lau și îți mulțumesc pentru că și în viața familiei mele, Doamne, și Tu ai făcut minuni mari, Doamne, minuni mari, Doamne, și pe care le-am văzut, Doamne. Te slăvește sufletul meu, Doamne, pentru că Tu ne dai bunătate și Tu ne dai pace și Tu ne dai har și dragoste. Ești atât de minunat, Doamne. Ajută-ne ca niciodată să nu ți întristăm fața, Doamne. Nu putem face asta decât cu ajutorul Tău, Doamne. Ajută-ne, Doamne, în numele Fiului Tău, te rog frumos să curățești sufletul nostru, Doamne. Curățește-ne și sfințește-ne, Doamne, ca să putem intra în împărăția Ta, Doamne. Să nu vedem judecată, ci să te vedem pe Tine, Doamne. Te rog, Doamne. Ajută-ne, Doamne Iisuse, și dă-ne putere în continuare. În numele Fiului drag al Tău m-am rugat. Amin. Amin. Mulțumim și te slăvim, Tată bun. Că ne ajutați în aceste clipe de dimineață să fim în casa Ta. Lume se cheamă numele Tău, lume se înalță numele Tău. Mulțumim că ai bătut și la ușa inimii noastre. Am auzit, am deschis și suntem ai Tăi. Mulțumim că încă bați la ușă. Mulțumim că încă mai chem oameni la Tine. Mulțumim. Mai este har. Îți mulțumim, Doamne, că Tu vei asculta rugăciunile noastre mulțumim, și a tuturor care se roagă pentru mântuirea altora. Îți mulțumim, Doamne, pentru atâta bunătate cât Ți-a arătat și Doamne, de noi. Ești minunat, Doamne, Te-ai dus de 2000 de ani un Dumnezeu mare. Glorie să pregătească un loc pentru cei ce cred în Tine. Slavă, Doamne. Mulțumim, Doamne, pentru acel loc. Slavă, suntem siguri că ajungem acolo. Da, Doamne. Ajută-ne. Mulțumim, Doamne.
credem în jertfa lui, credem în sângele vărsat și în curățirea care ne-o dai. În fiecare zi avem nevoie de curăție. De aceea îți mulțumim că ne-ai curățit, ne curățim și ne vei curăța și ne vei pregăti pentru ziua când tu vei juca. Da, ne ajută. Slavă ție pentru toate. Amin. Amin. Sufletul ni se umple de bucurie, Părintele nostru Sfânt, pentru că deși locuiești în slăvi divine, numai că creatura ta aici pe pământ. Îți mulțumim că te-ai îndurat de noi. Ne-ai chemat pe drume, ne-ai ieșit pe cale, ne-ai bărat drumul spre păcat. Ne-ai mântuit și ne-ai făcut fia împărăției încă de pe pământ. Îți mulțumim că avem atâta pace și liniște în sufletele noastre, știind că păcatele ne sunt iertate, știind că avem trecere înaintea ta ori de câte ori strigăm la tine. Da, Doamne. Pentru acest har nemeritat îți mulțumim. Și te rugăm cuprinde în acest har pe toți cei din familiile părinților noștri. Te rugăm, Doamne. Doamne, noi trăim cu adevărat viață din rai, când Tu ești în viața noastră, dar știm pe atâția dragi ai noștri care trăiesc acum, în prezent, iadul pe pământ. Fie-ți milă, Doamne, și adu salvare și familiile acestea. Îți mulțumim că te-ai gândit la noi în mod deosebit, să ne faci, să faci cu noi nunta ta, să ne duci pe scaune de domnie, să împărățim cu tine veșnic. Doamne, ajută-ne să nu-ți întoarcem spatele. Ajută-ne! Ajută-ne să primim cuvântul Tău cu bucurie, să trăim în fiecare zi, să cucetăm la El și să medităm la fiecare cuvânt care e plin de putere să schimbe caracterul vieții noastre. Ca la ziua revenirii Tale, Doamne, să fim toți împreună cu copii, părinți, ajută-ne, Doamne. Să fim toți în împărăția Ta. Ia aminte la strigarea noastră și pentru familia Botnariu. Doamne, mâna Ta lucrează. Arată-te, Doamne, că ești Dumnezeu cel viu și adevărat. Pe tine nu te poate manipula nimeni. Noi implorăm prezența Ta și pentru acest caz și pentru cazurile familiilor celorlalte din care au fost răpiți copii. Doamne, intervină! Arată-ți puterea și în Europa și în America, în România. Dă binecuvântare peste poporul Israel care e așa de amenințat. Știm că Tu vei lupta pentru el, că Ți este poporul ales de Tine. Dar noi Te rugăm pentru că de la El vin. Prin El a venit mântuirea noastră. Ai milă de poporul Tău. Ai milă de noi în Biserica Emanuel. Mă rugăm așa de mult pentru frați, pentru surori, pentru mine personal. Te rog să ne mântuiești cu adevărat. Să ne speri de orice păcat. Să ne dai putere în fiecare zi să ne potrivim cel rău. Că-și cel ce locuiește în noi, adică Duhul Tău, este mai tare decât Duhul cel rău. Mulțumim pentru această dumnezeiască putere. Fă ca fiecare dintre noi să-L folosim la timpul potrivit ca să trăim în sfințenia cerută de Tine. Binecuvintează azi biserica Ta cu pace, cuvânt de sus de la Tine. Ia pe propovăduitorii Tăi în mâna Ta și pune cuvântul Tău în gura lor să vorbească de la Tine. Iar noi să plecăm acasă, atinși de Tine. Schimbați, Doamne, să ne coborâm la casele noastre mai buni decât am venit, mai sfinți și mai curați. Ia în mâna Ta copilașii aceștia, ia tineretul casei Tale, pentru care, mă rog, zi și noapte să-L păzești de păcat. Să-L ții în mâna Ta, să le dai lumină, să fie sare și lumină la locul de muncă. Îți mulțumim că ne asculți, căci ne rugăm în numele Celui ce a murit pentru noi și îți mulțumim că ne-ai ascultat. Amin. Amin. Tatăl nostru ceresc, venim în prezența Ta prin numele Domnului Iisus. Venim ca să spunem, sfințească-se numele Amin. Tău astăzi, Amin. Acum, în prezent, acum, cum stăm în prezența Ta. Te rugăm astăzi să ne ierți, ne rugăm astăzi să ne cercetezi și noi te rugăm și zicem în fiecare duminică, dar astăzi așa mi-ai pus așa o povară pentru casa Ta, pe inima mea. Doamne, dă povara asta ce simt în momentele astea la toți prezenți astăzi. Nu este de ajuns numai să cerem să ne cercetezi. E dacă numai ar trebui să venim să ne smerim în prezența Ta. Avem nevoie astăzi, Doamne, de o cercetare așa că să aibă așa efect mare, să mergem acasă schimbați. Doamne, în jurul nostru oamenii se pierd, merg în iad. Avem oameni între noi care sunt în
legătura celui rău, sunt legați de cel rău. Doamne, te rugăm astăzi să nu fie același zi cum a fost alte zile. Am observat și am văzut și am simțit de multe ori în biserica asta, biserica ta, nu este biserica noastră, este biserica Domnului Iisus. Ne-ai cercetat, îmi amintesc de zilele când ne-ai cercetat și toți am strigat la tine cu o voce. Dar totuși sunt duminici care nu te lăsăm să ne cercetezi. Parcă mergem acasă și nu am fost vizitați de Duhul Tău cel Sfânt și eu strig la Tine. Astăzi nu îngădui să mergem acasă la fel. Astăzi, Doamne Iisuse, ești așa de umil. Nu vii ca Satana că sparge ușa, așa vine înăuntru. Cu forță stăpânește unul pe celălalt, Satana, dar Tu vii cu blândețe și bați la ușă cu atâta blândețe și Tu oferi viață veșnică. Doamne Iisuse, we acknowledge, recunoaștem prezența Ta astăzi, Doamne Iisuse, în locul acesta. Vii și bați la inimile noastre. Cuvântul ăsta nu ne dăm seama că a fost scris pentru pocăiți. Asta a fost scris pentru biserica Ta, în primul rând, ca noi astăzi să deschidem inimile noastre, să lăsăm să faci ce trebuie să facem noi. Convinge-ne de tot păcat în viețile noastre. Convinge-ne, Doamne, de lucrurile ce nu este după voia Ta. Convinge-ne pe pocăiți, pe noi, de păcatele ce facem noi, pocăiții, Doamne. Convinge-ne că nu Te iubim, Doamne, Te iubim mai puțin. Când ne amintim, când ne-am îndrăgostit de cineva, cât de mult am iubit persoana aceea. Și pe Tine, dacă Te-am iubit numai jumătate, nu Te iubim ca tot timpul să ne gândim la Tine, ca toată viața noastră să fie ars pe altarul Tău. Dar vrem să ne apropiem astăzi de Tine. Că Tu zici, dacă voi vă apropiați de mine, eu mă apropii de voi. Venim noi păcătoși, neputincioși. Vrem, venim să ne apropiem de Tine astăzi, ca și Tu să Te apropii de noi. Doamne, dacă cineva numai se uită la Tine, va fi mântuit. Dar Te rog să ne ajuți să ne uităm la Tine. Doamne, ajută-ne să recunoaștem lucrarea Duhului Tău cel Sfânt între noi. Doamne, Te rog să ne ierți pe noi, pe toți, de la cel mic la cel mare, bărbați și femei și educați și needucați și toți care stăm aici și care merg în amvon să predice, pe toți, toți să ne ierți când noi am mâhnit Duhul Tău cel Sfânt aici între noi. Când nu lăsăm ca Duhul Tău cel Sfânt să lucreze liber. Doamne Iisuse, iartă-ne! Iartă-ne pentru că avem chivotul între noi și dacă îndrăznește cineva să pună mâna, să conducă într-un fel sau altul, vai de noi! O, Doamne, dacă am trăit în Vechiul Testament, toți am fi morți acum, pentru că fiecare dintre noi am făcut păcatul acesta mare. Când vrem să stăpânim Duhul Tău cel Sfânt. Dar, Doamne Iisuse, astăzi strigăm la Tine, așa strig la Tine, Doamne, când ai umblat pe pământul acesta, întotdeauna Te-ai atins de cineva. Întotdeauna când ai fost între oameni, cineva s-a eliberat, cineva s-a vindecat. Tu ai alungat dracii din oameni și demonii. Întotdeauna ceva mare lucru s-a întâmplat. Dacă astăzi mergem împreună toți, mergem acasă toți de aici și niciunul dintre noi n-a fost vindecat, n-a fost eliberat, nu ești între noi! Doamne, astăzi, te rog, nu știu ce m-a apucat astăzi, că atâta durere am, că sclânc, că de când m-am trezit pentru biserica ta și nu știu de ce. Te rog, astăzi strig la Tine, arată-ne de ce am eu povara asta pentru biserica ta astăzi. Și te rog, dă-ne povara Ta, dă-ne ca la profeți să stricăm la Tine. Nu ne lăsa, Doamne, să fim la fel. Asta nu este jucărie astăzi. Astăzi mergem în iad sau astăzi
Ia de rugăciunile noastre așa de neputincioase, nu putem să exprimăm ce avem în inimă, dar ia de ajută-ne să fim una cu Duhul Tău ce Sfânt, să dorim același lucru. Tu rugăciunile noastre, Duhul Tău, Duh Sfânt, și sfințește-ne și când ne rugăm. Te rog, Doamne, sfințește pe frații care vestesc cuvântul Tău. Te rog, Doamne, când vorbesc, să nu vorbească nu cumva să zică ceva ce nu ai lucrat Tu prin viețile lor. Sfințește-ne, ajută-ne, ai milă de noi. Iartă-ne, Doamne, astăzi te rugăm în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Te rugăm, Doamne, amin. Te rugăm. Orice gând, Doamne, orice vorbă. Te rugăm. Te rugăm. Așa te rugăm. Vrem, Doamne, ca să fim mântuit. Vrem, Doamne, să fim cu Tine slavă. Doamne, Tu ești așa de aproape, Doamne, să zici să-ți iei mireasa Ta. Doamne, ajută-ne să ne dăm seama că să fii mai aproape, să fii căută mai ținta noastră, Doamne. Tată Sfânt din Cerul, sfințește biserica Ta. Te rugăm, Doamne, bun. Fiecare parte. Amin. În ziua aceasta, Doamne, în continuare vorbește-ne, Doamne. Te rugăm. Atinge-ne prin Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, Tu vezi, Doamne, cu copiii și cu mirile noastre, Doamne, dorim pentru Tine, Tatăl nostru. Te rog să-i ajut, Doamne. Amin. Stea lume cu Tine. Amin. Doamne, în continuare, Doamne, numele Tău să fie mărit și să fie, Doamne, 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 pentru slava și onoarea numelui Tău. Fii binecuvântat în oraș și preamărit în veci. Da, Doamne, slavă. Amin. Te rog să fim cu Tine, cu Tine fiecare zi. Ajută. Să ascultăm pe Tine. Vreau să fim cu tata mea la lucru și te rugăm. Te rugăm, Doamne. Amin. Te rog să ducem toți în cerul Tău. Amin. Și te rog să fim cu tata peste noi. Te rugăm. Te rugăm, Doamne. Ajută. Amin. Amin. Părinte Ceresc, mă închin înaintea Ta. Îți mulțumesc pentru că Tu ești Dumnezeu. Îți mulțumesc pentru cuvântul care L-ai pregătit pentru noi în această dimineață. Îți mulțumesc pentru îndemnurile care fratele Vasile mi le-a dat. Doamne, Te rog să ne ajut să luăm minte la ceea ce ne ajutăm și să nu lăsăm să treacă totul pe lângă noi. Amin. Doamne, Tu ești bunătate, Tu ești pace, Tu ești liniște, dar în același timp Tu ești și judecător. Tu ești drept, Doamne. Te rog, Dumnezeu meu, să Te înduri de noi, Doamne. Te rugăm, Doamne, fiecare dintre noi avem frământările noastre, luptele noastre. Ajută-ne, Doamne, să ne luptăm lupta cea bună. Te rugăm, Doamne. Descoperi, Doamne, bunătatea Ta să fie între noi, Doamne. Dragostea Ta să fie pe buzele noastre, Doamne. Trăirea noastră pe acest pământ să nu fie de apucat, Doamne, să fie în concordanță cu ceea ce Tu ai lăsat pentru noi, Doamne. Da, Doamne, Te rugăm. Să ne cercetezi, Doamne, îndeaproape, Doamne, și dacă nu suntem pe o cale bună, pune-ne Tu, Doamne. Te rugăm. Doamne, Tu bați, Doamne, dar nu știm până când. Te rugăm, Doamne, să ne ajut să deschidem ușa. Ajută-ne, Doamne, să nu fim anticriști, Doamne. Doamne, dacă Tu L-ai trimis pe Fiul Tău pentru noi, ajută-ne ca să luăm aminte la acest lucru și să nu fie în zadar, Doamne. Ca cei din casele noastre, Doamne, și din jurul nostru să Te vadă pe Tine, Doamne, să vadă dragostea Ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru oportunitatea care avem să ne închinăm, Doamne. Îți mulțumim pentru că Tu ai lăsat pace și liniște încă în această țară, Doamne, să putem fi liberi. Doamne, alții nu pot să Ți se închine, Doamne. Sunt umiliți, Doamne, sunt bătuți, sunt în pușcării. Te rog, Doamne, să Te înduri de ei, Doamne. Te rog, Doamne. Treci pe la ei să le întărești credința, Doamne. Te rog ca Tu să Te
Să te descoperi, Doamne, și să fii în continuare, Doamne, cel care conduce, Doamne, și este la cârma vieților, Doamne. Doamne, este atât de ușor să cădem, Doamne, și este atât de lesne să ne pierdem credința. Te rog, Doamne, să ne întărești pe toți, Doamne. Binecuvintează-ți poporul Tău, Doamne, la cânare, Doamne, și fă ca totul să fie spre slava și gloria numelui Tău. Îți mulțumesc că Tu ne asculți, îți mulțumesc pentru că în numele Fiului Tău avem intrare slobo de la Tine, Doamne, să fii slăvit și glorificat. În numele Domnului Iisus mă rog și Te rog să mă asculți. Amin. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru ziua aceasta. Slavă Ție! Importanță-ți fie numele Tău. Da, Doamne! Îți mulțumim că ești prezent în mijlocul nostru. Da, Doamne! Îți mulțumim pentru dragostea care ți-a arătat-o față de noi. Îți mulțumim pentru bunătatea Ta. Doamne, îți mulțumim pentru chemarea care ne-ai făcut. Da, îți mulțumim pentru că ne-ai deschis urechile. O, slavă Ție! Și ai intrat să cinești cu noi. Mulțumim să-ți fie numele Tău. Doamne, de câtea ori trăim ca niște robi. Când noi suntem stăpânii case, iartă-ne. Doamne, de atâta ori trăim ca și niște învinși, deși suntem viitori. Iartă-ne, Doamne. Iartă-ne. Te rog să ne ajut să ne dăm seama în cine ne-am crezut. Să-ți mulțumim că avem un stăpân. Să-ți mulțumim că avem un domn care este mai mult decât viitor. Să-ți mulțumim că El a învins pentru noi. Îți mulțumim pentru biruința Lui care a biruit la cruce pentru noi, Doamne. Ajută-ne să trăim ca niște biruitori. Amin. Binecuvântează-ți biserica Ta. Ajută să se uite la crucea Ta. Amin. La biruința Ta. Amin. Și biruitori fiind, știm că vom fi odată cu Tine. Gloria Lui Iisus. Amin. Te rugăm. Să vă vestim continuare. Amin. Te rugăm. Amin. Așa te rugăm. Te rugăm. Te rugăm. Amin. Da, Domnule. Te rugăm, Domnule, pune-ți. Amin. Amin. Doamne, Tată, și eu vin această dimineață să mă duc înaintea Ta împreună cu frații și îți mulțumesc pentru bunătatea Ta cea mare care m-a lăsat. Îți mulțumesc, Doamne. În mod special te rog să pogori totul cu tot ce spun. Amin. Amin. Ajută-ne ca să-ți aducem ție o laudă și închinare, Doamne, înainte Ta. Mulțumesc pentru acest cuvânt care mi l-ai dat prin fratele Vasilei, o să-ți ne cuvântez pe Dumnezeu, Doamne. Te rugăm, Doamne. Ajută-mă ca să nu fiu un act fris, Doamne, ajută-mă să fiu, să lucrez pentru Tine, Doamne, și pentru lumea aceasta. Te rog Tu să întărești fiecare frate, fiecare soră, Doamne, fiecare copil care a intrat în seara de această dimineață aici, Doamne, și te rog ca să binecuvintezi și pe cei care nu au putut să vină, Doamne, da, da, pe cei care sunt în suferință, Doamne, și strigă pe Tine, te rog să te binecuvintezi. Amin. Tot ce spun. Te rog să ne vestești Tu și cuvântul Tău în această dimineață, te rog Tău, Doamne, te rugăm. Ajută-mă personal să iau seama, Doamne, la cuvântul Tău, Doamne, și la treile mele. Sfințește Tu viețile noastre. Te rugăm. Și mulțumesc în numele Domnului Iisus. Amin. Doamne, și eu mă închin și îți mulțumesc din toată inima pentru că în Domnul Iisus Hristos și prin jertfa Lui de pe cruce ai deschis izvorul vindecării și a iertării pentru păcatele noastre. Te rog din toată inima, Doamne, personal cu mine și biserica Ta întreagă, să ne ajuți să nu fim călticei. Te rog, Doamne, să ne ajuți ca să fim în același clopot al dragostei care Duhul Sfânt l-a adus în viața noastră. Amin. Te rog să ne ajut să ne întoarcem la dragostea noastră. Doamne Dumnezeule,
te rog să te îndrui de fiecare în parte. Te rog, Doamne. Fă ziua aceasta, Doamne, o zi a întoarcerii la Tine. Da. A fiecăruia. Pentru ca Tu să te prostăvești în noi. Și în ziua în care vei veni, Doamne, să ne iei sau ne vom întâlni cu Tine prin moarte. Te rog frumos, ajută-ne să ne bucurăm cu Tine în împărăția Ta. Amin. Te rog să binecuvintești și pe cei nemântuiți din casele noastre. Te rugăm. Te rog să ai milă de românii din anii aceasta. Te rugăm. Te rog să deschizi urechea și inima și mintea fiecăruia. Te rugăm. Și lasă cuvântul Tău plin de putere în ziua aceasta. Primește-ne, Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos și arată bunătatea Ta față de noi în ziua aceasta. Amin. Amin. Doamne, Tată Ceresc, din nou vin înaintea Ta și mulțumesc pentru că prin înțelepciunea Ta, prin dragostea Ta și prin voia Ta pe care ai avut-o față de noi, ai trimis pe Domnul Iisus și am simțit puterea Lui, L-am simțit între noi. Mulțumim, Doamne Iisuse, pentru că ne iubești, mulțumim pentru că Tu ai venit și ai venit și în ziua de astăzi, mulțumim pentru că Te-am putut să Te simțim. Am vrea ca lucrul ăsta să-L avem în fiecare zi, la fiecare oră, în orice împrejurare. Pentru că trecem prin diferite împrejurări și câteodată suntem în situații care nu mai știm încă tot să luăm, pentru că suntem limitați în cunoștințele noastre. Doamne, Iisuse, Tu să fii lângă noi și Tu să fii acela care să ne dai direcție în viață și în hotărârile noastre, în gândirile noastre, pentru că vrem să luăm numai hotărâri bune și să trăim numai după voia Ta. Mulțumim pentru fiecare frate și soră care a putut să ia parte la timpul acesta de rugăciune. Mulțumim pentru copiii care sunt în casa Ta de rugăciune, la care te rog că Tu să-i călăuzești, să-i crești, să le dai o copilărie frumoasă, ușoară, să fie cu ei la școală, să fie cu ei în lumea aceasta. Și pe perioada lor care vor crește, vor deveni tineri, vor intra în anturajuri în care să dea dovadă că sunt copiii Tăi. Indiferent care e situația, pentru că să trăim într-o lume amestecată, credincioși cu necredincioși, iar noi trebuie să trăim o viață de credincioși și am vrea ca copiii noștri să fie așa cum au fost cei tineri, care s-au deosebit de toți tinerii din lume și au făcut un lucru în care nimeni n-ar fi putut să-l facă. S-am crezut în Tine și Tu i-ai scăpat și le-ai eliberat. Fă ca și copiii noștri să aibă această creștere și credință în ei, că Tu ești Dumnezeu adevărat, un Dumnezeu care poate să le dea orice și să le dea și apărarea de care ai nevoie. Doamne, Te rugăm să fii cu noi în continuare și în mod special mă rog pentru Cosmin acolo unde este, să fii cu el, să-i rezolve problemele așa cum este și să poată să vină înapoi cu bucurie și să bucure de familie și să ne bucurăm toți împreună. Doamne, noi suntem o familie și atunci când cineva are nevoie, noi știm că Tu ești acela care poți să o rezolvi. Mai sunt și oameni și persoane care sunt suferind din trupul acesta și mă rog în mod special pentru durerile și bolile din trupul acesta să le dai vindecare la fiecare. Și eu fac lucrul ăsta pentru că știu că Tu mai vindecat pe mine de multe dureri, de multe boli și știu că Tu poți să faci și pentru alții. Și acum mă rog ca tot ce îți faci în continuare în ziua de astăzi, aici, sau chiar și în alte biserici, să fie după Sfântă voia Ta. Amin. Și fiecare să înțeleagă și să plece înapoi acasă plin de bucurie. Amin. Că s-a întâlnit cu Tine, că a avut o părtășie cu Tine și totodată are promisiunea că Tu vei fi cu noi în fiecare zi, în orice clipă. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Bună, orchestra se pregătește. Haideți să cântăm corul de la cântarea Deși mergem pe o cale. Vom vedea pe Dumnezeu.
Este bine ca frații să fie împreună și mulțumim lui Dumnezeu pentru harul acesta al părtășiei. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Am mulțumit lui Dumnezeu pentru cuvântul de la ora de rugăciune și Domnul mi-a pus pe inimă cuvintele acestea ca un răspuns. Domnul Iisus bate, dar El a spus când a fost pe pământ, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Domnul să dea odihnă fiecărui suflet în dimineața aceasta. Haideți să venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ne dăm seama de harul acesta extraordinar pe care l-ai dat sufletelor noastre. Îți mulțumesc pentru că ne-ai ales la mântuire și îți mulțumesc pentru că ai adus în sufletele noastre puterea Duhului Sfânt prin care lucrezi în noi și prin care ne susții credința și ne menții pe calea aceasta a mântuirii. În dimineața aceasta te rog să binecuvintezi pe toți cei mântuiți din locul acesta. Doamne, numai Tu ai puterea să ne păzești, să ne ocrotești. Și în dimineața aceasta, Doamne, îți mulțumesc pentru că vii din nou să cercetezi inimile noastre. Ți-am deschis, Doamne, și venim înaintea Ta și aducem, Doamne, și împovărările noastre. Îți mulțumesc pentru că ne-ai chemat ca să iei, Doamne, povara care o purtăm, în mod deosebit povara păcatului. Te rog frumos să faci ziua aceasta, Doamne, o zi a odihnei pentru fiecare suflet. Te rog să faci această zi o zi a mântuirii pentru cei nemântuiți. Te rog, Doamne Dumnezeule, prin Duhul Sfânt să dai la o parte orice piedică. Și să lași ca prin puterea credinței fiecare suflet să trăiască bucuria aceasta întâlnirii cu Tine. Binecuvintează-ți lucrarea Ta, binecuvintează-L pe fratele Nelu, binecuvintează cuvântul Tău, binecuvintează și pe Cosmin, binecuvintează și pe ceilalți care nu pot fi cu noi, binecuvintează pe cei bolnavi. Te laud pentru că ai ajutat-o pe sora Magda să vină, binecuvintează trupul ei cu sănătate. Binecuvintează pe sora Lidia și lasă ca puterea Ta să fie peste ea și să o întărească. Binecuvintează pe cei nemântuiți și te rugăm frumos, adu mântuire în viața celor nemântuiți. Te rog să te înduri de Daniel, te rog să te înduri de Gianni, te rog să te înduri, Doamne, de românii din aria aceasta. Doamne, vrem să vedem puterea Ta. Te rog frumos, sfințește-ne pe fiecare dintre noi și te rugăm frumos, Doamne, să lași ca în Duhul Sfânt să putem să simțim prezența Ta așa cum s-a cerut în dimineața aceasta, ca niciodată. Nu lăsa niciun suflet, Doamne, să plece în dimineața aceasta fără să nu aibă o întâlnire personală cu Tine. Doamne, cutremură fiecare inimă. Te rog să curățești inimile noastre de orice păcat. Și să lași, Doamne, ca puterea Ta să ne unească în continuare și să simțim, Doamne, dragostea Ta în noi și lucrând prin noi. Amin. Amin. Ocupăm locul și continuăm să lăudăm pe Domnul prin cântare. De păcat ce m-ar spăla, numai sângele lui Iisus. Și unde m-aș vindeca? Numai în sângele lui Iisus.
copiii vor lăuda în continuare pe Domnul cu o cântare. Ascultați de părinții voștri în Domnul, căci este drept să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Este cea din tăi promisiune, însoțită de o mare făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multe zile în țara pe care ți-a dat-o Domnul. Amin. Amin. Ascultarea e calea către rai, ascultarea e tot ce poți să dai. Bato s-a răspuns frumos, frumos, să-i spune drept să nu fii mincinos. Nu, nu, de ăia spus că e fericită, pui mereu, să știi tu îl ascult pe Dumnezeu. Domnul Iisus să ne dea puterea de a asculta fiecăruia dintre noi și Domnul să-i binecuvinteze pe toți copiii. Amin. Câteva anunțuri pentru Biserica Domnului. Mulțumesc Domnului întâi pentru fratele Tim și Domnul să-l binecuvinteze. Domnul să-l binecuvinteze și pe Cosmină, dăjduim ca Domnul să-l ajute să fie împreună cu noi după masă. Dimineața aceasta fratele Nelu va predica cuvântul Domnului după masă, fratele Emanuel Ghigianu va fi cu noi pentru ultima dată înainte de a se întoarce în România. De asemenea, vorbind de România în dimineața aceasta,
Mulțumesc lui Dumnezeu pentru prietenul Andrei. Dânsul a fost cu noi de o bucată de vreme. Astăzi este însă ultima duminică din anul acesta, nădăjduim, sau poate dacă Domnul îl ajută. M-am gândit la ultima duminică. Parcă mi se pare greu să spun că e ultima duminică când va fi cu noi, pentru că eu nădăjduiesc ca Duhul lui Dumnezeu să-l ajute să se întoarcă. Și Domnul Dumnezeu să-l ajute să fie cu noi nu numai aici, ci să fie cu noi în veșnicie. Doresc ca Domnul Dumnezeu să binecuvinteze pe dânsul, familia, și Domnul să aducă mântuire peste întreaga familie a fratelui, a prietenului Andrei. Ieri am avut oportunitatea să fim împreună cu toți cei ce ați putut veni la Jeff și Aurora. Ei nu sunt cu noi în dimineața aceasta, dar mulțumim Domnului și pentru părtășia care Domnul ne-a îngăduit să o avem împreună, și Domnul să fie slăvit pentru dragostea copiilor săi și pentru harul acesta de a veni înaintea lui Dumnezeu și a fi cercetați în discuții, în părtășii, în tot ceea ce Dumnezeu face între noi. A fost un timp deosebit. Rugați-vă ca Domnul Dumnezeu să intervină cu puterea Lui și să facă minunile pe care le cerem. Mulțumesc Domnului pentru toți cei ce sunteți în post și rugăciune pentru lucrarea Lui Dumnezeu, în special unii pentru familia Bonariu. Domnul să intervină și în situația aceasta. Ne vom închina acum cu darurile de bunăvoie în timpul unei cântări, iar apoi ne pregătim să ascultăm cuvântul Domnului.
Citim cuvântul lui Dumnezeu. Isaia, capitolul 40, începând de la versetul 25, citim următoarele cuvinte. Cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu el, zice cel sfânt? Ridicați-vă ochii în sus și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor? El le cheamă pe toate pe nume. Așa de mare este puterea și tăria lui, că una nu lipsește. Pentru ce zici tu, Iacove? Pentru ce zici tu, Israele? Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu. Nu știți? N-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. Amin. Amin. Ocupăm locurile. Am început cu puțin timp în urmă să vorbim despre atributele lui Dumnezeu. Și am făcut aceasta pentru că în zilele pe care le trăim se întâmplă asemenea lucruri încât credincioșii sunt gata să-și piardă credința. Pentru întărirea credinței noastre, pentru săltarea din groapa în care viața zilelor din urmă ne duce, este foarte important să știm cine este Tatăl nostru. Cine este Dumnezeu? Care sunt calitățile Lui? Care sunt atributele Lui? Și am început să vorbim despre Dumnezeul atotputernic. Cel care se deosebește de toți dumnezeii pentru faptul că El poate totul. Cu ajutorul lui Dumnezeu am anunțat și vom încerca să vorbim despre Dumnezeul istoriei, Dumnezeul atotputernic și istoria. Istoria este timpul care a fost trăit în care oamenii au văzut tot felul de evenimente și după aceea a trecut. Noi, cei care trăim astăzi, ne uităm în evidența istoriei și vedem lucrurile care s-au întâmplat. Istoria vorbește despre Dumnezeu. Biblia prezintă pe paginile ei lucruri care ne uimesc. Nu vom putea ca să trecem în revistă toate lucrurile din istorie. Dar au fost câteva care m-au uimit. Și pe lucrurile acestea am să le reamintesc astăzi din istorie. În cartea întâi a împăraților, la capitolul 20, începând de la versetul 23, vorbește Scriptura despre împăratul Siriei.
Și atunci, în vechime, și astăzi, sirienii sunt războinici. Și împăratul Siriei era în luptă cu evrei. Și foarte interesant, au dus lupta pe munte. Și evreii, spune textul pe care l-am amintit, i-au învins pe sirieni și sirienii au spus, știm de ce. Pentru că Dumnezeu evreilor, este un Dumnezeu al munților. Dar ia să ne batem cu ei în vale. Au ales armata să fie la fel. Au pus conducătorii să fie fiecare cam de același număr. Și fiecare pluton sau companie, dacă putem spune așa, pe timpul acela, erau la fel ca să vadă dacă se vor lupta în câmpie ce se va alege. Și spune Sfânta Scriptură, spune istoria, că Dumnezeu, deși evreii erau numai ca și două turme mici de capre, Dumnezeu a dat pe sirieni în mâna evreilor și evreii le-au produs o mare înfrângere la sirieni, 100.000 de sirieni au omorât evrei, pentru că Dumnezeu nu este numai un Dumnezeu a munților, este Dumnezeul întregului pământ. Amin. Și nu este numai Dumnezeul pământului, este și Dumnezeul cerului. Amin. Și când ne ridicăm privirile în sus, îl vedem pe Dumnezeu și pe puterea Lui. Vedem creativitatea lui Dumnezeu. Vedem dragostea lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne prezintă un alt exemplu care ne uimește din nou. Cartea a doua împăraților, la capitolul 18, începând de la versetul 17. Împăratul Asiriei a trimis la Lachish, din Lachish la Ierusalim, la împăratul Ezechia, pe trei generali de-ai lui, Tartan, Rab Saris și pe Rabșache. Cu o știre puternică s-a suit și a ajuns la Ierusalim. Când s-au suit și a ajuns, s-a oprit la canalul de apă al Iazului de sus, pe drumul care duce la ogorul Nălbitorului. Rabșache le-a zis, spuneți lui Ezechia, așa vorbește marele împărat a Asiriei, ce este încrederea aceasta pe care te bizuiești? Să nu vă facă Ezechia să vă încredeți în Domnul zicând, Domnul ne va izbăvi și cetatea aceasta nu va fi dată în mâinile împăratului Asiriei. Și spune el, care dintre toți dumnezeii acestor țări și-au izbăvit țara din mâna mea pentru ca și Domnul să izbăvească Ierusalimul din mâna mea? Împăratul evreilor a început să tremure. Era frică. Dar ce era interesant, că el a știut
și-au observat că împăratul care a venit sau generalii care au venit în numele împăratului au batjocorit numele lui Dumnezeu. Și el știa că Dumnezeu este acela care este atotputernic și care poate să facă orice. Generalul a zis, ce este încrederea asta în voi? Voi nu știți că nici măcar un Dumnezeu a popoarelor n-a putut să scape din mâna mea pe popoarele lor? Isaia este trimis de Dumnezeu și să-i spună lui Ezechia, nu te teme, pentru că au batjocorit numele lui Dumnezeu și îi voi da în mâna ta. Cum să dai în mâna împăratului evreilor pe o armată care era de 10 ori mai mare și de multe ori mai pregătită? Cum să dai pe mâna evreilor care erau fricoși? Să dai pe Sanherib, împăratul Asiriei? Și ascultați, vă rog, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Cartea a doua a împăraților, capitolul 19, versetul 35. În noaptea aceea a ieșit îngerul Domnului și a ucis în tabăra asirienilor 185.000 de oameni. Și acum, când s-au sculat dimineața, iată că toți erau niște trupuri moarte. Atunci Sanherib, împăratul Asiriei, și-a ridicat tabăra, a plecat și s-a întors și a locuit la Ninive. Și acum ascultați. Și pe când se închina în casa Dumnezeului său Nisroc, Adramalec și Șerețar, fiii săi, l-au ucis cu sabia și au fugit în țara Ararat. Și în locul lui a domnit fiul său Asarhadon. Nu este omul acesta cel care a venit la Ezechia și a spus, ce-i încrederea asta în Dumnezeu? Și foarte interesant, omul acesta a fost înfrânt, a plecat acasă și cei trei dumnezei la care se închina el și care nu erau dumnezei, n-au putut să-l scape, dar Dumnezeu, care este atotputernic, acela i-a scăpat pe evrei, pentru că Dumnezeul nostru, Dumnezeul evreilor, Dumnezeul adevărat, este Dumnezeul cel atotputernic. Când vin problemele vieții asupra dumneatale și asupra noastră și suntem gata când vedem ce se întâmplă până și în America, în țara aceasta unde cândva a curs lapte și miere, ne vine să fugim și nu mai știm ce să facem. Iubiți ascultători și credincioși, nu uitați că-și Dumnezeul nostru, nu numai atât, Tatăl nostru, Mântuitor prin Domnul Iisus Hristos, este atotputernic. El poate să ne izbăvească și în cele mai grele situații, când suntem asediați, când nu mai avem nicio putere, când
tremurăm și ne frică să ne aducem aminte de Dumnezeu, că El este atotputernic. Al treilea exemplu din istorie a uimit cu ani de zile în urmă America și a uimit pe toți oamenii de știință și pe toți oamenii care nu credeau în Dumnezeu, în Dumnezeul cel atotputernic. Vă aduceți aminte că prin anul 2000, ne apropiam de anul 2000, sunt aproape 16 ani. Am trăit evenimentele acelea aici în America și probabil că și dumneavoastră le-ați trăit. Toată lumea s-a speriat căci calculatoarele nu erau programate ca să lucreze toate pentru anul 2000 sau după anul 2000. Probabil că și-au închipuit toți că vine sfârșitul. Biblia spune, despre ceasul acela nu știe nimeni. Nu putem să fixăm o dată. Timpurile le-a păstrat, spune Biblia, Dumnezeu, sub stăpânirea sa, cel atotputernic. Și a trecut anul 2000 și nu s-a întâmplat nimic. Mi-aduc aminte că mi-am cumpărat și eu alimente în ultimul timp. Că toți ziceau, tu nu te aprovizionezi, că se întâmplă acum lucruri neprevăzute. Și am spus, nu. Și în ultimul timp m-am dus și eu la prăvălie și mi-am cumpărat câteva alimente. Și au rămas multă vreme în basement, pentru că nu le-am mai consumat după aceea. În anul 1970 s-a întâmplat un eveniment în istorie care a uimit pe toți oamenii de știință. Ziarul sau publicația Evening World, într-un articol care s-ar traduce cu sabia lui Dumnezeu, am plântat Dumnezeu sabia lui în istorie și nimeni n-a mai putut zice nimic. Toți au amuțit. Și articolul descrie. Cred că unul din cele mai uimitoare lucruri pe care le are Dumnezeu pentru noi azi s-a petrecut recent cu astronauții și cu oamenii de știință de la Greenbelt, Maryland. Ei erau puși să calculeze poziția Soarelui, poziția Pământului, poziția planetelor, pentru că trebuia să lanseze rachete și să știe să nu se ciocnească când să le lanseze. Erau dotați cu un calculator IBM. Pe vremea aceea erau rare calculatoarele. Și aveau un calculator în tap, dintre cele mai bune. Probabil că era pe 32 de biți. Calculatoarele pe vremea aceea erau simple, cu biți puțini, cu memorie puțină. Ei l-aveau pe cel din tap. Și cu calculatorul acesta ei calculau și mergeau ținând cont de solstiții și de echinocții și mergeau în istorie înapoi și înainte ca să vadă mișcarea planetelor și să calculeze mișcarea și poziția lor ca să poată să lanseze rachete. Și la un moment dat, calculatorul a dat eroare. Nimeni nu știa ce s-a întâmplat. Au chemat pe reprezentanții de la IBM și i-au spus, uite, calculatorul dă eroare.
Au venit cei de la IBM, au verificat calculatorul și au spus calculatorul funcționează perfect. Dar care-i problema? Adică ce anume nu a executat bine calculatorul? Și ei au stat și au zis, lipsește o zi din istorie. Calculatorul avea calendar. Și când mergeau prin istorie, au observat că calculatorul dă eroare. Trebuia o zi în plus. Și calendarul nu era programat pentru așa ceva. Și toți au rămas uimiți. Nimeni n-a mai putut să scoată un cuvânt. Unul din cei care era acolo cu cercetătorii au zis, eu când am fost mai tânăr, am fost în biserică, la școala biblică și am învățat că în istorie a fost cândva o zi lungă a lui Iosua. Și oamenii s-au râs de el. Ce vorbești? Vii cu povești din astea. Dar până la urmă n-au avut altă soluție și au zis, no, bun, hai să punem ziua lui Iosua. Au calculat când a trăit Iosua, când a fost ziua aceea și s-au dus și a pus în calendar ziua lui Iosua. Și după care toate au funcționat normal. Dumnezeu este Dumnezeul istoriei. Și El a pus, spune articolul, o sabie împluntat în istorie și în timp. Ascultați, vă rog, ce spune Sfânta Scriptură în cartea lui Iosua, capitolul 10, versetul 12 și 13. Atunci Iosua a vorbit Domnului în ziua când a dat Domnul pe amoriți în mâinile copiilor lui Israel. Și a zis în fața lui Israel, oprește-te soare asupra Gabaonului și tu lună asupra Aialonului. Și spune cuvântul în versetul 13, și soarele s-a oprit și luna și-a întrerupt mersul până ce poporul și-a răzbunat pe vrăjmașii lui. Lucrul acesta este scris în cartea dreptului. Soarele s-a oprit în mijlocul cerului și nu s-a grăbit să apună aproape o zi întreagă. Până când n-au pus și n-au ținut cont de lucrarea care a făcut-o Dumnezeu în istorie, până atunci calculatorul nu s-a descurcat. Era calculator IBM, cel mai bun calculator, dar le-a dat peste cap, pentru că nu era programat cu Dumnezeul cel atotputernic. Dumnezeu, care a făcut cerurile și pământul, poate să oprească soarele, poate să oprească luna, poate să facă să fie ziua mai lungă. Iosua l-a rugat pe Dumnezeu și Dumnezeu a ținut soarele ca să nu apună până când i-a dat biruință. Crezi că Dumnezeul acela care a oprit soarele, Dumnezeul atotputernic, nu poate să intervină și în viața ta când vezi numai negru, când ai probleme foarte multe, când viața este lipsită de sens și ești gata să-ți pierzi credința? Dumnezeul acela care a oprit soarele și care este atotputernic poate să rezolve și problema dumneatale. Și ultima incursiune în istorie se referă la robia babiloniană.
din cauza faptului că evreii nu l-au ascultat pe Dumnezeu. Voi citi câteva versete ca să vedeți că nouă, oamenilor de astăzi care suntem răi, și nouă ni se pare ieșit din comun. Ascultați, vă rog. Ieremia, capitolul 6, versetul 16. Așa vorbește Domnul. Stați în drumuri, uitați-vă și întrebați, care sunt cărările cele vechi? Care este calea cea bună? Umblați pe ea și veți găsi o odihnă pentru sufletele voastre. Dar ei răspund, nu vrem să umblăm pe ele. Am pus niște străjeri peste voi. Fiți cu luarea minte la sunetul trâmbiței. Dar ei răspund, nu vrem să fim cu luarea minte. De aceea, ascultați neamuri și luați seama la ce vi se va întâmpla. Adunarea popoarelor, ascultă și tu, pământule. Iată, voi aduce peste poporul acesta o nenorocire care va fi rodul gândurilor lui, spune Domnul, căci n-au luat aminte la cuvintele mele și au nesocotit legea mea. Ieremia, capitolul 7, versetul 18. Copiii strâng lemne, părinții aprind focul, și femeile frământă plămădeală ca să pregătească turte împărătesei cerului și să torne jerfe de băutură altor dumnezei ca să mă mânie. Aveau pe Dumnezeul cel atotputernic, evrei, care i-a scăpat de Sanherib, i-a scăpat de sirieni și acum să duc după alți dumnezei și să închină lor. Ieremia, capitolul 44, versetul 15. Toți bărbații care știau că nevestele lor aduceau tămâia altor dumnezei, toate femeile care se aflau acolo în mare număr, și tot poporul care locuia în țara Egiptului la Patros au răspuns lui Ieremia, nu te vom asculta. În nimic din cele ce ne-ai spus în numele Domnului, ci voim să facem așa cum am spus cu gura noastră, și anume să aducem tămâie împărătesei cerului și să-i turnăm jerfe de băutură, cum am făcut noi și părinții noștri, îngrozitor. Să-L ai pe Dumnezeu, cel atotputernic, care te-a trecut prin Marea Roșie ca pe uscat, care te-a scăpat de Faraon, care te-a călăuzit 40 de ani în pustie și acum să spui, nu vreau să ascult de Dumnezeu. Și Dumnezeu, dacă n-au ascultat, a hotărât să-i ducă în robie. Acum, în legătură cu robia, sunt lucruri așa de interesante, încât ne uimesc. Voi citi din cartea lui Isaia, capitolul 44, versetul 28. Eu zic despre Cir, El este păstorul meu și El va împlini toată voia mea. El va zice despre Ierusalim, să fie zidit iarăși, și despre templu, să îi se pună temeliile. Până când să se nască Cir, care nu era născut, încă nu purta nume, a mai trecut 150 de ani. Și Dumnezeu, înainte ca să fie evrei în robie, le spune că le va ridica pe un împărat Cir și
împăratul acesta va face eliberarea evreilor. Măi, păi și nu există. Încă n-a fost născut. La curtea regelui împăratului perșilor, spune istoria, trăia fata regelui. N-avea copii. Nu era născut încă cir. Și foarte interesant, a avut un vis, spune istoria, și a visat că orașul lor este tot inundat de apă. Și după aceea tot regatul era plin de apă. Și s-a trezit speriată fata și a spus tatălui ei, împăratul. Și împăratul a chemat pe ghicitori, pe vrăjitori, pe cei care citesc și spun visurile și i-a întrebat, ce înseamnă visul acesta pe care l-a visat fata mea? Și ei a spus fără nicio ezitare, visul acesta înseamnă că vei avea un nepot și el se va ridica și apele acestea reprezintă popoare, va uni toate popoarele, va face un regat puternic și după aceea va cuceri lumea. Când i-a spus împăratului, exact s-a întâmplat asemănător cu Irod. A zis, dacă mi se naște un băiat, el trebuie să dispară de pe fața pământului. Și când s-a născut, s-a născut un băiețel, i-a pus numele Cir. Și acum Cir a apărut în lume. Prorocia lui Isaia s-a împlinit. Dar foarte interesant, cel care era împărat l-a luat pe Cir și l-a dat la un capitan de-a lui și a spus, te rog frumos, te duci să-l omori. Ce se va împlini cu prorocia lui Isaia? Isaia a spus că se va ridica Cir după 150 de ani. Și a plecat capitanul cu copilul, era un copil foarte frumos, și a fost milă de el. A zis, mă, nu-l omor. Și a văzut acolo niște ciobani, și l-a dat la ciobani. Și a spus la un cioban, îți dau copilul ăsta, du-te și omoară-l. Să gândea că dacă e cioban, e mai dur așa și... A luat copilul și când l-a văzut, i-a fost milă de el și s-a dus și l-a dat la nevastă. Când l-a văzut nevastă sa cât e de frumos, l-a crescut și Cir n-a fost omorât. Și-a crescut și după aceea a unit poporele, a unit regatul și în cele din urmă a ajuns împărat și acum urma să cucerească Ierusalimul. Nu Ierusalimul, Babilonul. Și foarte interesant, cum să cucerești Babilonul? V-ați gândit vreodată, când am citit în istorie, am zis, nu se poate. Babilonul era o cetate întărită și dacă cineva avea curaj să o încercuiască, știți pe cât timp aveau alimente ca să trăiască? Pe 40 de ani. Probabil că ar fi murit toți care i-au încercuit. Cum să cucerești Babilonul? Dar Babilonul avea două rânduri de ziduri și erau așa de late și așa de mari, încât carele mergeau pe ziduri. Cine să cucerească Babilonul? Cine să elibereze pe evrei? Și Dumnezeu a pus în capul lui Cir un lucru foarte simplu. Pe acolo trecea râul Eufrat. S-a pus și a săpat cu soldații
o albie de râu și a deviat râul Eufrat prin altă parte și Babilonul nu mai avea apă în râu și pe acolo au intrat soldații lui Cir. Mai mult, au mers vestea că vine Cir și că Cir respectă pe toți dumnezeii și pe al evreilor. Și când au venit, preoții care erau certați cu împăratul lor, i-au descris porțile lui Cir. Nici măcar o luptă n-a fost. Și a intrat Cir în Babilon și acum a început să îi slobodă pe evrei. În cartea lui Ieremia, în capitolul 29, versetul 10, spune Ieremia așa: dar iată ce zice Domnul, de aceea, de îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi. 70 de ani al lui Ieremia. S-au împlinit 70 de ani exact când a intrat Cir, robul lui Dumnezeu, care a plecat să dea drumul la evrei înapoi. În cartea lui Daniel, capitolul 5, versetul 1 și în continuare, descrie ce s-a întâmplat în noaptea aceea când a intrat Cir în Babilon. Împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor 1000 de mai mari ai lui și a băut vin înaintea lor. A luat și vasele din templu și a băut cu ele și a început să-și bată joc de Dumnezeu. A venit Daniel și a tâlcuit vedenia pe care a avut-o pe zid cu mâna și a spus: chiar în noaptea aceasta Dumnezeu ți-e împărăția. Și spune: chiar în noaptea aceea Belșațar a murit, pentru că Dumnezeu și-a împlinit cuvântul lui. Și ascultați, vă rog, finalul. Esra, capitolul 1, versetul 1 și în continuare. În cel din tâi an al lui Cir, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului, rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul perșilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris vestirea aceasta în toată împărăția lui. Așa vorbește Cir, împăratul perșilor: Domnul Dumnezeu cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului. Și ascultați, vă rog, și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi este din poporul lui? Dumnezeul lui să fie cu el și să se suie la Ierusalim în Iuda și să zidească acolo casa Domnului, Dumnezeului lui Israel. El este adevăratul Dumnezeu care locuiește la Ierusalim. Oriunde locuiesc rămășițe din poporul Domnului, oameni din locul acela să le dea argint, aur, avere și vite pe lângă daruri de bunăvoie pentru casa lui Dumnezeu care este la Ierusalim. Copiii de familie din Iuda și din Beniamin, preoți și leviți și anume toți aceia căror duh l-a trezit Dumnezeu, s-au sculat să meargă și să zidească la Ierusalim casa Domnului. Și toți cei din prejurul lor le-au dat lucruri din argint, din aur, avere, vite, lucruri scumpe, în afară de toate darurile de bunăvoie. Împăratul Cir a dat înapoi uneltele casei Domnului pe care le luase Nebucadnețar din Ierusalim, le pusese în casa Dumnezeului său. Dumnezeu este atotputernic. Este Dumnezeul istoriei. Știe ce se întâmplă peste 150 de ani. Știe peste 70 de ani
când după ce îi pedepsește pe evrei, spune că îi va aduce înapoi. Cei mai mulți am venit în America pentru că ne-am gândit la copiii noștri. Și am zis să aibă un viitor, că aici în România nu mai au niciun viitor. Și după ce am venit aici, am constatat că lucrurile nu stau chiar așa. Că viitorul copiilor aici e mult mai compromis ca și în România. Iubiții mei, nu o țară, nu un popor, nu o putere de pe pământ ne ajută ca să le dăm viitor copiilor, ci Dumnezeu care este atotputernic și care conduce istoria și care știe ce se întâmplă peste 10 ani, peste 20 de ani cu copiii noștri și ne cere ca să punem numele Lui peste copiii noștri. Dumnezeu este atotputernic. Și voi încheia. Poate că sunt printre ascultători oameni care nu și-au predat viața în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu este atotputernic și vom continua cu același atribut în continuare când Dumnezeu va deschide ușa. Dar Dumnezeu cel atotputernic este Dumnezeul de care Biblia ne spune: temeți-vă de Dumnezeu, de acela care poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. Oamenii se tem de diavolul, dar de Dumnezeu care este atotputernic nu se tem. Vă invit astăzi pe cei care nu v-ați predat viața în mâna lui Dumnezeu, predați-vă viața în mâna celui atotputernic, care poate să facă din voi să fiți niște oameni deosebiți, niște fii ai împărăției, care poate să vă dea un viitor, așa cum spune Ieremia, și o nădejde, care poate să ne dea mântuirea prin Iisus Hristos, care va judeca, așa cum am auzit la ora de rugăciune, într-o zi pământul și pe toți cei care sunt pe pământ. Doamne, trezește Duhul nostru, așa cum ai trezit Duhul lui Cir, și ajută-ne să ne întorcem la Tine, să ne pocăim, să avem frică nu de diavolul, nici de moarte, ci de Dumnezeu care le are toate în mâna Lui, de Dumnezeul cel atotputernic. El poate să-ți dea mântuire și ție care trăiești în păcatele tale. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu, care este Tatăl nostru și este Dumnezeul cel atotputernic. Aveți încredere în Dumnezeu, spune Domnul Iisus, și aveți încredere în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, eu v-aș fi spus. Aveți încredere în Dumnezeu și veniți și vă predați viața în mâna lui Dumnezeu. Amin. Să venim înaintea lui Dumnezeu și să mulțumim lui Dumnezeu pentru harul acestei părtășii. Acest Dumnezeu atotputernic, în mâna lui aș vrea să ne rugăm să încredințăm pe prietenul Andrei. Ne-am bucurat să fiți împreună cu noi și dorim ca Domnul să vă însoțească în călătorie, să ajungeți cu bine acasă la cei dragi, dar în mod deosebit, puterea acestui Dumnezeu să aducă mântuirea sufletului. Amin. Și să dea la o parte orice lucruri care încă împiedică realitatea aceasta. Aș vrea să vă văd în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Aș vrea să ne întâlnim cu soția. Soția dânsului este Elena, Domnul s-o binecuvinteze. Amin. Cei doi copii, băiatul și fica. Dragii mei, e importantă relația cu Dumnezeu. Și în dragostea lui Dumnezeu a făcut ceea ce nu poate să facă oricine altcineva. Mântuirea este darul lui Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Haideți să venim înaintea lui,
cei mântuiți, rugați-vă pentru cei care au nevoie de mântuire și în clipele acestea, în mod deosebit, îl pun pe prietenul Andrei înaintea noastră, înaintea lui Dumnezeu, ca Duhul lui Dumnezeu să-și facă minunea aceasta și lucrarea aceasta de mântuire. Amin. Venim cu toți în rugăciune, un frate îndemnat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne conducă în rugăciunea aceasta. Tatăl nostru care ești în ceruri, binecuvântat să-ți fie numele Tău, amin, pentru că ai deschis cerul cu Evanghelia Ta, amin, ca să ne-o trimiți aici pe pământ, amin, și să ne explici cât ești Tu de minunat, amin, și cât ești Tu de puternic, amin, și totuși cât de mult ne iubești, amin, că vii la ușa fiecăruia și bați la ușă, amin, și nu forțezi ușa. Doamne, Te rugăm frumos ca să faci pe mulți ca să deschidă ușa inimii. Amin, Te rugăm. Să-i binecuvântezi cu credință în Domnul, amin, Iisus Hristos, cu mântuirea pe care El o dă în dar. Amin. Mulțumim-o, Doamne, pentru că Tu ai găsit cu cale ca să vestești Evanghelia aceasta și în România. Mulțumim. Și de acolo ne vin vești minunate. Doamne, binecuvântează-i și pe aceea cu credință în, amin, Domnul Iisus, cu hotărâre ca astăzi să nu amâne până ziua de mâine, amin, să-și predeie viața în mâna Mântuitorului. Doamne, iar noi cei care Te-am urmat și cei care ne numim credincioși, ajută-ne ca să fim lumini, amin, lucrează în viața noastră, amin, și ajută-ne ca să avem frică de Tine. Amin. Binecuvântează pe cei care au fost în locul acesta, pe cei care au ascultat de departe, da, și-ți mulțumim că ne-ai dat Evanghelia Ta și în ziua de astăzi. Binecuvântat să-ți fie numele Tău, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvinteze și ne întâlnim după masă la ora 5.